În perioada 40 aprilie, polițiștii serviciului rutier Neamț au acționat pentru combaterea nerespectării dispozițiilor legale privind acordarea priorității de trecere pietonilor angajați în traversarea regulamentară a drumului public și nerespectarea de către pietoni a normelor privind circulația pe drumurile publice. În cadrul acțiunii au fost aplicate 289 de sancțiuni pentru traversare neregulamentară și au fost reținute 47 de permise de conducere pentru neacordarea de prioritate pietonilor. Polițiștii reamintesc faptul că nerespectarea normelor legale de către pietoni se sancționează cu amendă de la 210 la 315 lei, iar neacordarea priorității de trecere pietonilor se sancționează cu amendă de la 420 la 525 de lei și reținerea permisului de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 30 de zile. În primele trei luni ale anului 2016, din totalul de 46 de accidente grave, indisciplina pietonilor a generat 13 accidente soldate cu 6 persoane decedate și 7 rănite grav, iar pe fondul neacordării priorității de trecere pietonilor s-au înregistrat 9 accidente soldate cu 9 persoane rănite grav. Astfel, primele 3 cauze generatoare de accidente rutiere grave în cursul anului 2016 au concentrat 60,8% din total pe primul loc, situându-se indisciplina pietonală urmată de neacordarea priorității de trecere a pietonilor și viteza.